No, salutare, dragi și bine ați venit la nou episod de pe serverul Patlatis. Acum avem de făcut tutorial task, cum ar fi. Nu mai să facem tipul de curier. O și pe unde-i? Curier. Bun. După cum ați văzut data trecută, am avut mai multe task-uri de făcut. Așa chiar bine. În momentul de față sunt top 3 de player. Și hai să vedem ce facem în episoadele de astăzi. E super interesant. Sincer. Eu fac chiar așa de greu task-uri, tutoriale și chestii de genul, adică sunt realist. Eu nu mai plăcut. Acum, nu știu voi cum sunteți, sincer. Ia să aud de poliția. Medic sau ceva, nu am nicio idee. Ia să vin să-mi iau jobul. Y. Get job. După asta. Dar nu mă îmbracă cumva, nu. Oprim munca. Ok. Mi le-a alocat, înseamnă că deja le am pe toate pe aici. Ok. Unde începem prima dată? Aici că e mai aproape. Și după cum am zis, nu uitați pe butonul de like și subscribe. Sper să terminăm. Eu bună, repede, acum vedem, eu știu. Cred că sunt deja acolo. De aia sau de chiar așa de multe mașini. Adică mașina de poliție sau care ar fi. Nu, poate un player. Dacă am furat cum ar fi cu asta. Băi, serverul e super, super gândit bine. Îmi place totul. De nu vreau să mintesc. Știți bine că le spun chiar pe față. Îmi place chiar totul de la el. Să aici voi și rămânem. Pentru că deocamdată n-am avut interacțiune cu player sau așa mai departe, deci a fost chiar ok. Nu știu la faza de joburi ce câte ori avem nevoie sau știi, whatever. Este de asta, ea mașina de poliție lăsată. Dacă în episodul trecut am prins mare jaf acolo la magazin, acum vedem în episodul de astăzi ce putem prinde. Bun. Bine ați putut intra înapoi pentru a nu-l pierde. Pentru eu folosind. Ah, ok. Bine, bun. Mai delivrat 8 colete. Bine, mă. Și poți să fugi cu ele, adică chiar arată ok, sincer. Băi, a fost astăzi chiar destul de bun la muncă și abia mă așteptam să ajung acasă, uite că n-am mai putut. Dacă vă zic numărul, oricum nu prea cred că vă interesează numărul, dar ideea care că dude, efectiv, deci efectiv, deja abia așteptam să terminăm. Abia am așteptat să terminăm. A focul a descărcat, am poate nu vedeți așa pe mine sau așa, dar am și slăbit de rău de când lucrez într-o oră de noapte. Mă simt eu mai altcumva. E ok. Pentru cine întreabă. E ok. Depinde cum o privești. Și depinde de starea ta mentală. Ca să știi de la mine. Dacă vreți să mergi cu gândul, bă, de acum eu să mă duc și eu să lucrez de noapte numai ca să câștig bani, e ok și treaba asta.
Dar trebuie să fii mental ok. Am auzit de la alte persoane, foarte mulți care au lucrat de noapte. Mă, nu știu dacă e chiar adevărat, dacă nu, asta e. Am spus să aibă cancer. La o perioadă nelungată, plus depresie, plus. Ideea care? Majoritatea asimilează treaba asta cu a lucrezi numai și numai de noapte. Păi nu-ți dă, că pe zi nu te odihnești, că da, bro. Am și la muncă câțiva care dorm numai 4 ore. După să așteaptă să fie cu faza că, a, pe noi, uite bă, că noi dormim bine, bro, nu vă jucați. Adică, care am zis la persoanele alea, nu te juca. Dacă vrei să mai rămâi în viață, nu te juca ca idee, adică nu te liniștit, dormi, dar nu pot dormi fix după ce am ajuns acasă. Învață-te. Eu ies de mai de mult timp ca mine. Eu mănânc, mă pun în pat, dorm până la, ia, v-am poate vedea și câte ceasul, 3, hai, 2, 3, în fine. După aia mă trezesc, bine, acum n-am dormit chiar așa de mult, că poate acum mă dă picioarele una altă. Mă trezesc, am mai facem un episod 2. Pur și simplu mă bag după aia, așa mă mai relaxez, mă mai pun în pat, mă fac un duș, știi? Și oricum mai fac un duș și după ce mă, până înainte să plec. Și atunci fac unul. Până la 6 jumate după masa sau 7, iar încă o dată un somn. Până aproape la 11. La 12:58 deja mi-a pus alarm. Ca să știi de la mine. Și no. Așa mai ajunge. 6, 7 ore. Un adult trebuie să doarmă între 7 și 8 ore zilnic ca să fie cel puțin odihnit, cum ar fi, până ajunge. De-aia am apelat și sper că mă puteți înțelege la ideea că, bă, nu putem să facem live-uri chiar așa. Pentru că asta, da, în weekend, n-ai nici treaba, am dormit cu o zi înainte, salut, mă înțelegi? E super very good la treaba asta. Ai dormit, salut, doamne iartă-mă, te-ai trezit, ai băgat live stream și asta e. Când am liber, am încercat un pic să acum să iau liber pe luni, să mă schimb de la marți, fi. Am normal, am avut marți, dar am zis că să mi le pe luni. Și am o că vedem una alta, poate iar o să avem cine și cel mai de vânel pe luni, dar poate ni l-am dă și atunci am zis că asta e, dacă vrem am schimbat, dacă nu, nu. No, whatever. Sâmbătă oricum facem live stream, vedem cu ce, că nu e programat nimic, asta e de la mine. Și asta e, da. Vedem ce o să fie, vedem ce. Poate băgăm numai pe aici pe roleplay, mai merg mai la un par, mai merg la mai multe chestii, vedem. Adică, da. Iar pentru ce? Pentru TikTok. Bă, îmi pare rău că n-am mai postat live, postat, făcut live-uri de fapt. Pentru că, da, vă dați seama, zic, bă, asta e, adică am o, Doamne iartă-mă. Sper că atâta puteți să înțelegeți că gen, hai că vă zic pe față, somnul pe care îl iau, pe care îl fac în timpul săptămânii și relaxarea, e pentru psihic tot. Adică să mă trezesc. Că Doamne ferește, într-o zi eu sunt bolnav. Mai bine stau și mă odihnesc. Că mă trezesc, mai merg, mă duc, mai fac niște episoade, un alta chestie de genul. După aia, n-ai nicio treabă. Știi? După aia ești liber, după ce ai făcut ăsta. Gata, am primit 2000 și ceva, 150 de experiență.
Bun. Deschideți stash inventar, stash, adică stash inventar. Are mă câtea să cred că e cam ciudat, nu cred că e plin de pământ, probabil a fost îngropat undeva. A fost îngropat, cred că îl poți deschide tu. Deschide stash-ul din inventar. Deci folosește. Nu mi-a dat aici. Am primit 337. Bun. Folosește. E da, a, 346 de experiență. Bine, mă. Bine, mă. Selectează categoria Geo Menu din meniul principal F2. Opa! Job am 4000, data registrării, capacitate garaj, organizație, jucător căsătorit cu what the fuck? Job, meniu job. A, iată, bine mă, ai și pe aici curățător de geamuri. Da, bună pază. Bă, ai ceva, na, dar uite de aici 15, 20, de acolo 50, 50 de... Da, pescar la 0 ore, fermier 5 ore, terist. Da, no. Bă, e ok, adică nu zic nu. Alege investiția de 2 ore din telefon. Investiția de 2 ore din... Adică... Pe job. Investiția de 2 ore din telefon. Ce? Investiția. Invest. Long term. Investiția pe termen lung ce necesită fonduri proprii pentru a începe. Investiția pe termen scump. Nu știu. Pe 2 ore din telefon. Asta ar fi. Ah, ok. Bine, mă, și dacă nu stau gen. Am băgat aici, dar n-a totuși. 4 ore, 2 ore... Ah, ok. În al doilea meniul job, acesta funcție ajută să vezi detaliile locurile urmate disponibile. Unde poți verifica cât mai multe ok. De la locul de muncă, la realizări. Da, bla bla. Ne dacă mă prestați la dispozitul vostru, orice întrebare de roleplay. Să spun că îți dorim o ședere îndelungat. Da. Arată ok. Am terminat tutorialul, bă. Pentru următorul nivel o să am nevoie de 2307 puncte de experiență. Bă. Nu. No. Eu o să stau pe server. Depinde cât. Și ce-mi place sincer cu voi, de cel mai sincer, e că mi s-a întâmplat, nu frate, în showroom, adică gândește-te că puteam să, știi, de ce am mai stat să mai investesc bani, că puteam efectiv să, nu știu, să stau să văd de pula mea, sincer, asta e, aia nu-i mult, 10 euro sau cât e. Pe lângă tipul ăla care l-am avut grămadă, știi? Bă, nu o să mai cumpăr așa VIP-uri, mașini și în alta, că nu mă... Îmi cântă ideea și... Nu că vreau să opresc sau să zic ceva cu o chestie urâtă sau de alea, dar... Gândiți-vă și voi de două ori înainte să investiți bani într-o servă. A fost totul bine până în dimineața aia, până în ziua aia când am făcut live stream și mi-a dat bani. Că altul pot stream live și alea, că na. Bă, noi e mai mult ne-au interesat că de ce ați făcut echete în roleplay. What the fuck, cu aia e. Sper să n-ai văzut zile multe în staff-ul ăla, adică mai de pula mea. Da, mă rog. Apoi, cam aici a fost tot episodul. Nu uitați de butonul de like și subscribe. Sper că ți-a plăcut. Ne auzim pe data viitoare. Te-am pupat. Pa, pa.